Bună ziua! Vă spunem și mulțumim pentru că este o zi de sâmbătă și, în general, sâmbăta este o zi liberă pentru mass media. Dar cred că este normal să facem un anunț și un anunț care să acopere tot județul și ne-am dorit poate și media națională. Astăzi suntem la Organizația Municipală Roman, în prezența domnului deputat Laurențiu Răuranu, președintele organizației, în prezența domnului senator Eugen Țapu și prim vicepreședinte al organizației județene, pentru a anunța și pentru a stabili în spațiu public o idee care cred că de foarte mult timp era clară. Domnul primar Lucian Micu este candidatul oficial al Partidului Național Liberal. Ieri, în ședința Comitetului Director Județean, a fost votat în unanimitate. Domnul primar este o persoană care și-a arătat experiența și profesionalismul în administrație până acum, este o persoană tânără și de viitor și consider eu că poate să conducă această orbe pentru foarte mult timp. Este o persoană care mie personal mi-a câștigat încrederea din primele clipe când l-am cunoscut. Nu știu dacă dumnealui își amintește, dar au fost în anul 2015 la un meci de handbal și acolo am văzut cât suflet pune pentru orice acțiune pe care o face. De asemenea, mi-a câștigat încrederea și simpatia pe latura muncii pe care o desfășoară într-o echipă. Loialitatea față de echipă m-a determinat să spun că este o persoană în care merită să investim. Cred că municipiul Roman va avea în continuare un primar așa cum a avut și până acum. Un bun gospodar, un profesionist și un om care să iubească oamenii și romanul. Care să definească un roman puternic, o capitală a Moldovei în această zonă, o capitală informală pentru a nu crea în alte părți animozități și cred că domnul primar va avea în noi parteneri pentru a avea și de la București și de la județ susținerea necesară. Pentru că suntem patru vorbitori, eu am să-l las pe domnul primar să intre în pâine și să povestească, pentru că are foarte multe lucruri de prezentat. Îi doresc și succes și acum, dar și la sfârșit. Domnul primar. Domnule președinte, vă mulțumesc mult. Vreau în primul rând să mulțumesc tuturor colegilor mei pentru încrederea acordată. Vreau să le mulțumesc și parlamentarilor PNL, domnului președinte Mugur Cozmanciuc, celor doi prim-vicepreședinți, domnul deputat Laurențiu Leoreanu, domnul senator Eugen Țapu, care astăzi sunt alături de mine. Mă bucur de o asemenea companie selectă și de asemenea mă bucur și de faptul că sunt alături de mine astăzi la acest moment important pentru organizația locală Roman. Vreau să vă spun că suntem o echipă care luptăm pentru proiectele mari ale municipiului Roman, proiecte care se ducă la o dezvoltare a municipiului, să continuăm practic această dezvoltare, alături de consilierii noștri locali, cărora le mulțumesc de asemenea pentru susținere și fără de care proiectele mari de infrastructură nu ar putea avea girul administrației publice locale, girul Consiliului Local, și de aceea le mulțumesc și lor că sunt alături de noi în toate proiectele pe care noi le propunem. Proiecte care, așa cum spuneam mai devreme, să ducă la dezvoltarea municipiului, care să ducă la locuri de muncă mai bine plătite, să ducă la un grad de confort mai mare al cetățenilor, să realizăm și măsurile de proximitate, de nevoie imediat apropiată cetățenilor, alei, parcări, infrastructură rutieră, canalizare, rețele de utilități și așa mai departe, siguranța cetățeanului, toate sunt practic în programul nostru pe care l-am gândit împreună cu domnul deputat Laurențiu Leoreanu încă de anul trecut, atunci când am lansat proiectul Roman 2020, proiect pe care vrem să-l ducem mai departe, așa cum vă spuneam, și un proiect în care dumnealui a pus foarte mult suflet și sunt convins că va pune suflet în continuare. Îl știu un om cu sufletul alături de Roman și de romașcani și de aceea cred eu că este un proiect foarte viabil, un proiect care are date concrete. Fiecare lucrare, fiecare investiție pe care noi am propus-o în acest proiect are diversele stadii
în care se află, unele dintre ele sunt deja în execuție, alte dintre ele sunt în licitație, o parte dintre ele sunt proiecte în curs de primire a finanțărilor, astfel încât spunem noi că e un program care răspunde în totalitate cerințelor romașcanilor. Am 5 ani de experiență ca și viceprimar, ani în care am învățat administrație publică de la domnul Leoreanu și sunt convins că toate aceste proiecte răspund practic exigențelor romașcanilor. Nu ne-am propus să venim cu lucruri care nu au aplicabilitate practică și nici nu ne-am propus să identificăm ulterior, să vedem care sunt nevoile romașcanilor. Noi le știm deja, răspundem și în această perioadă tuturor solicitărilor romașcanilor, în sensul în care parte din acest proiect Roman 2020 se află deja în implementare. Este un proiect care ține seama de nevoile oamenilor, de necesităților și de ceea ce satisface cel mai mult exigențele lor. Discuții pe care le-am avut și în trecut cu romașcanii, dar și în acest an, astfel încât, spunem noi, avem programul cel mai bun pentru Roman 2020. Din punctul meu de vedere, eu zic că avem o echipă, avem un program, avem și finanțare, vom atrage și finanțări guvernamentale și europene, din fonduri europene, astfel încât, indiferent cât încearcă unii sau alții să inducă faptul că doar pe o anumită axă vin banii, vă spun că este total falsă această gândire a unora. Atâta timp ce ai proiecte bune și te zbați pentru ele, indiferent de culoarea politică a guvernului, a Consiliului Județean, mai ales Consiliul Județean nu are atât de multe atribuții pe linia acordării de fonduri, vor primi finanțare proiectele noastre. Eu cred că romașcanii știu despre proiectele noastre, sunt foarte bine informați, am avut nenumărate discuții cu aceștia, iar pe data de 11 iunie vor fi alături de noi. Vă mulțumesc mult. Domnul deputat, președinte și prim vicepreședinte. Bună ziua tuturor, mulțumesc, domnule președinte. Da, este un moment important astăzi care definitivează, dacă vreți, din punct de vedere al instituționalizării candidaturii domnului Lucian Micu. Săptămâna trecută, biroul politic local Roman a nominalizat prin vot în unanimitate candidatura domnului Lucian Micu la funcția de primar al municipiului Roman. Aseară, în Consiliul Director Județean, a fost validată și așadar domnul Lucian Micu este desemnat candidat al Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al municipiului Roman. Da, într-adevăr, de domnul Lucian Micu mă leagă o experiență, o relație și o prietenie, de acum le putem spune, cu destul de mulți ani în spate. Pe lângă 5 ani în care mi-a fost aproape pe linie și politică și administrativă, din calitate de viceprimar. Mai sunt și 2 ani în care a deținut funcția nominalizându-l atunci la Aquaserv, o societate care trecea prin momente grele și a reușit să ducă la bun sfârșit acel demers, câștigându-mi încrederea din punct de vedere al luării unor decizii pertinente, corecte, legale, care să poată finaliza un proces început cu mult înainte de a prelua noi administrația în Roman. Apoi, în calitate de colaborator direct pe dezvoltarea municipiului Roman, pe tot ceea ce înseamnă listă de proiecte, gândire, consultare, dezbatere publică, a fost mereu alături, astfel încât este deja în centrul problemelor. Este deja omul care cunoaște despre ce este vorba municipiului Roman. Am văzut că unii dintre contracandidații domniei sale spun că se vor întâlni cu romașcanii și vor analiza, vor consulta, vor să vadă cam ce își doresc romașcanii. Noi am trecut de mult de această etapă, știm exact ce își doresc romașcanii pe fiecare cartier, pe fiecare stradă, în fiecare scară de bloc, așa încât portofoliu este unul care în momentul de față este conturat,
dacă vreți, și prin strategiile de dezvoltare pe care le-am început în urmă încă cu 2 ani și jumătate, la care am lucrat împreună cu domnul viceprimar de atunci, Lucian Micu, așadar cunoaște materialele programatice de dezvoltare a municipiului Roman. Multe din aceste proiecte le-am dezvoltat împreună, pe o parte a avut atribuție de a le urmări, de a le verifica, de a le duce până la capăt. Pe altele am lucrat împreună și s-a văzut acest lucru și în perioada de interimat în care se află acum, pentru că așadar, fiind în administrație, a deținut funcția de consilier, director a unei societăți subordonate Consiliului Local, 5 ani de viceprimar, aproape jumătate de ani de primar interimar. Deci putem spune că a coagulat o experiență importantă în administrație. Mai mult decât atât, așa cum am spus, este în mijlocul situației concrete a realității comunității, fiind implicat direct, și spuneam așadar că multe din proiectele pe care eu le-am dus până la un stadiu, dânsul deja le-a preluat, sunt în continuare în desfășurare, a venit și cu celelalte pe care le avem în lista noastră din strategia de dezvoltare a municipiului Roman, pe care deja le-a punctat într-un material de informare în ce stadiu sunt, și mai mult decât atât a venit cu propria concepție, personalitate, prin care vrea să aducă un plus la ceea ce s-a lucrat, la ceea ce s-a făcut până acum. Îl apreciez ca un candidat implicat și care cunoaște cu adevărat realitățile. Consider că în acest moment este cel mai bun candidat pentru funcția de primar a municipiului Roman. Și tot ceea ce am spus mai înainte sunt argumente concrete, verificabile, reale, așa încât îl recomand cu toată căldura romașcanilor să-l voteze, să aibă încredere așa cum au avut și în mine, pentru că nu este un sfârșit de drum și un început de altul, ci este, dacă vreți, o continuare. Suntem o echipă împreună, suntem o echipă cu toți cei de aici de față. Mulțumesc și consilierilor locali care mi-au fost mereu alături în acești ani, când am avut și perioade foarte grele, și sunt în continuare alături de această echipă. Mulțumesc și colegilor mei parlamentari, domnului președinte, deputat Mugur Cosmanciuc, domnului senator Eugen Țapu. Vedeți așadar că alături de candidatul nostru se află 3 parlamentari și reprezentanții majorității Consiliului Local. Un alt argument pentru care eu consider că Lucian Micu trebuie să se regăsească în voturile romașcanilor. Suntem așadar într-un mandat început și care continuă doar printr-o ușoară schimbare de paradigmă, dar care are aceeași echipă consistentă în Consiliul Local. Din cei 21 de consilieri, 15 sunt consilierii Partidului Național Liberal, pe care i-am propus, pe care i-am validat și pe care i-am aruncat pe piața politică din municipiul Roman, și prezentându-le calitățile, romașcane au avut încredere și au votat. Așadar, o majoritate concretă, absolută, care în continuare va decide politica de dezvoltare a municipiului Roman. Și consider că cea mai normală și armonioasă conlucrare va fi aceea cu viitorul primar Lucian Micu, pentru că deja dânsul este în mijlocul acestei echipe, deja această echipă este alături de domnia sa și consider că lucrurile începute trebuie să continue. Ei sunt în măsură să continue acest mandat, romașcanii au dat un vot, cred că această perioadă de interimat trebuie rezolvată pentru ca lucrurile să meargă mai departe. Vreau să vă spun că ne-am consultat mereu și ne vom consulta mereu, pentru că, așa cum am spus, noi suntem o echipă, nu este nimeni de unul singur, așa cum nici eu n-am fost de unul singur. Doar împreună, într-o echipă consolidată și puternică, poți să faci performanță. Eu cred că la Roman performanța s-a instaurat deja de câțiva ani și a trebuit să meargă mai departe, chiar cu valențe superioare. Consider că acest lucru se poate face în jurul acestei echipe pe care eu o girez, Lucian Micu, Consiliul Local, PNL Roman, care dă substanță, care articulează, care se implică și care dă dovadă
de cunoaștere a realității romașcane și de implicare activă în dezvoltarea municipiului roman. Încât eu nu pot să-i urez decât mult succes lui Lucian, am foarte multă încredere în el, îl știu un camarad de nădejde și știu că e un om care pune suflet, îi pasă de roman și de romașcani, pentru că dacă ar fi fost așa, cu toată deschiderea, cu toată prietenia, nu l-aș fi susținut pentru această funcție. Îl susțin pentru că eu cred cu adevărat în el, în echipa PNL Roman, în echipa PNL Neamț, care susține și este alături de această echipă frumoasă de la Roman și cred în performanța administrativă și dezvoltarea municipiului Roman în continuare. Așa încât vă pot spune, cu toată responsabilitatea și cu toată certitudinea, orașul este pe mâini bune. Domnule deputat, după un asemenea discurs, stăteam și mă gândeam că dacă este să am un singur regret, este că eu nu am buletin de Roman. Dar până la alegeri aș putea să-mi fac. Dar dacă își face și domnul Vinca. Vă faceți domnul Vinca. Nu? Nu? Dar de Neamț avem și noi. În continuare, chiar apreciind foarte mult ceea ce s-a spus puțin mai devreme și consider că nu este doar din suflet, este și corect și spre viitor, îl rog să intervină și pe domnul senator Eugen Țapu, un partener cu care am construit această echipă în județul Neamț și un locuitor al municipiului Roman, care cred că are buletin de Roman. Asta vreau să spun. Eu am buletin de Roman și de-aia vă urez bine ați venit la conferința de presă de lansare a candidatului nostru pentru funcția de primar ales al municipiului Roman. Și nu voi vorbi ca senator, ci ca locuitor al Romanului, un oraș care poate arată cel mai bine un model de dezvoltare eficient condus de o administrație de dreapta, o administrație liberală, un oraș care a știut, o administrație care a știut să atragă fonduri europene, o administrație care a ținut întotdeauna cont de nevoile comunității, de nevoile cetățenilor din municipiul Roman. Și poate cel mai important lucru este că această administrație a contribuit la crearea de noi locuri de muncă în oraș. Noi locuri de muncă prin deschiderea pe care administrația Leoreanu a dat-o spre mediul privat, spre întreprinzătorii privați, spre investitori. Azi, la Roman, nu mai vorbim numai de locuri de muncă, ci am trecut într-o nouă etapă, o altă etapă. Vorbim de locuri de muncă bine plătite, pentru că dezvoltarea municipiului trebuie să continue și am convingerea că va continua și sub viitorul primar ales, domnul Lucian Mitru. Dacă orașul este astăzi unul dintre orașele invidiate din Moldova, este meritul atât al lui Laurențiu Leoreanu, dar și al lui Lucian Micu, care a fost mâna dreaptă a lui Laurențiu Leoreanu în calitatea de viceprimar și, evident, meritul și a consilierilor municipali din Roman, majoritari, 15 din 21, care au susținut proiectele inițiate de cei doi. Am văzut și eu fițuica aia pe care a aruncat-o principalul contracandidat, fițuică, nimic de spus în stilul PSD, fără niciun proiect concret. Ce să vă spun, pe lângă faptul că vorbește de principii, prietenii și alte baliverne, nu ține cont că oamenii așteaptă rezolvarea problemelor de proximitate. Ca să nu mai spun că dacă aș vrea să fiu răutăcios, i-aș întreba pe principalii noștri adversari cine i-a certat cu limba română.
pentru că să vii în fața cetățenilor cu o fițuică plină de greșeli gramaticale, fără diacritice, cu greșeli de exprimare, mi se pare cel puțin nepoliticos față de cetățenii din municipiul Roman. Eu am convingerea că oamenii vor ști să facă distinție între un candidat experimentat în administrație cu proiecte concrete, cu o echipă puternică în spate, echipa Partidului Național Liberal din Consiliul Municipal și, evident, cu susținerea fostului primar, actualului deputat Laurențiu Leoreanu. În linii mari, îi urez succes, am convingerea că după 11 iunie va fi primarul municipiului Roman Lucian Micu și îi urez succes și tot sprijinul din partea echipei de parlamentare a Partidului Național Liberal, echipei de la Consiliul Județean și a echipei consilierilor municipali. Vă mulțumesc! Mulțumim și domnului senator. Subliniez, înainte de a intra dumneavoastră probabil la întrebări, că am avut bucuria, cred că acum 2-3 săptămâni, când a participat domnul Micu la un eveniment la București, să constat că este primit și cu simpatie și cu căldură, un eveniment în care erau participanți și naționali și internaționali, reprezentanți ai ambasadelor, reprezentanți ai mediului de afaceri și care toți au fost interesați și au apreciat pozitivă acea prezentare făcută despre municipiul Roman, Smart Idea, Smart City, unde pot să spun că a fost unul din cei mai buni speakeri la acel eveniment. Domnul primar știu că a mediatizat acea prezență și consider că a fost un prim pas în care eu l-am văzut că poate să ducă municipiul Roman mai departe, așa cum dorește toată lumea, adică să-l poziționeze pe harta și națională, dar și a parteneriatelor internaționale care au fost începute și pot continua cu succes. Domnule primar, mult succes și Doamne ajută să bem șampanie pe data de 11 iunie. Vă mulțumesc mult. Ca o completare la ceea ce a spus dumneavoastră, vreau să vă aduc la cunoștință că marți voi fi prezent în Malta, acolo unde Romanul este singura localitate care va reprezenta România la o conferință internațională sub președinția Consiliului European deținută de către Malta și, de asemenea, tot în urma acelui eveniment de la București de care spuneați dumneavoastră, am fost invitat de asemenea în calitate de speaker pe data de 30 mai, tot la București. Vor fi doar 8 localități din România, 8 primari care vor fi speaker la acest eveniment și de asemenea am avut bucuria și onoarea să fiu invitat și la acest eveniment. Ulterior voi aduce la cunoștința opiniei publice detalii legate de acest proiect. Vă mulțumesc mult pentru toată susținerea și pentru toată încrederea și vreau să vă asigur că pe data de 11 iunie veți avea din nou primar liberal la Roman cu acte în regulă. Doamne ajută! Doamne ajută! Dacă sunt întrebări, Sunt întrebări? Cum credeți că va fi campania electorală în condiții în care contra candidații dumneavoastră vor fi foarte punctual de eventuale neîmpliniri ale guvernării liberale de câteva mandate. Aici la Roman erau și PSD-ul să conducă. Cine vrea să răspundă? Adică contracandidații dânsului vis-a-vis de guvernarea liberală de la Roman. Da, nu pot vorbi decât în termeni elogioși, pentru că niciodată n-au reușit să se ridice nici la 50% din performanța pe care administrația locală, liberală de la Roman a făcut-o, chiar și dacă vreți pe unitate de timp vis-a-vis de, deci nu să mai vorbim pe întindere de timp, pe unitate de timp față de guvernarea pe care a avut-o PSD-ul la Roman. Nici nu cred că vor lua în calcul acest discurs, pentru că vor fi automat clasificați în zona de retrogradare a clasamentului. Dacă îmi dați mie voie, dumneavoastră vedeți, noi vorbim de adversari. Avem un singur adversar, PSD-ul și candidatul domniilor lor.
dacă ați observat din sloganul lor, că v-am spus că am citit și ofițuica, ei recunosc că administrația Leoreanu a făcut lucruri bune la Roma. Dar eu îi anunț, profitând de întrebarea dumneavoastră, că tot noi putem face lucruri mult mai bune. Pentru că ei au demonstrat de ce sunt în stare. Da, eu aș vrea să punctez și eu vis-a-vis de acest subiect. Eu cred că lupta nu va fi o luptă între candidatul PNL și candidatul PSD, ci va fi o luptă între candidatul PNL și restul PSD-ului. De aceea cred eu că suntem pregătiți cu proiecte concrete, tot ceea ce vor veni ei cu promisiuni nesustenabile, noi venim cu lucruri și cu proiecte concrete, cu surse de finanțare, cu proiecte depuse, astfel încât romașcanii vor putea decide în cunoștință de cauză și nu pe baza unor chimere. Mergeți în Consiliul Județean, președintele vicegeneral, la Lansarea, răspunzând unor întrebări punctuale adresate de Consiliul Județean PNL, a spus cam așa, citez în mare, și dacă așa pot deja în zona publică, că din poziția administrativă pe care o are, evident va sprijini orice primar va fi la locul Roma, indiferent de culoarea politică, numai să nu se întâmple ca până acum, că postul primar de Leoreanu nu i-a deschis ușa și nici de rimarul de alături până acum la ușă. Păi, dacă ați început vis-a-vis de a deschide sau închide ușa, am înțeles cu mine, să vă explic despre ce este vorba. Eu întotdeauna am fost un om al dialogului, un om care a căutat să pună soluții pe problemele existente și nu s-a ferit de niciun dialog. Dar dialogul întotdeauna pe care eu l-am purtat cu demnitate și cu onoare, respectându-mi echipa din care fac parte și interesele comunității pe care sigur o reprezint. Pe care de consecință s-a dorit mai mult de la mine. S-a dorit și o atitudine a unei flori primăvăratice pe care nu o agrez, deși ca poziție, deși e un semn frumos al primăverii. Am avut discuții aici la Roman și atunci când președintele Consiliului Județean a fost prezent la Roman, am venit la întâlnire, am discutat, am mers împreună, am căutat unele soluții și am prezentat și unele probleme, la care s-au dat răspuns într-un dialog care la momentul respectiv mi s-a părut mie constructiv, pozitiv. Ulterior, după o săptămână sau două, probabil nerealizându-se acea chimie organică care ea așteptată în coborârea mea de la nivel de cap la nivel de splină, probabil s-a restructurat acea atitudine. Eu spun că întotdeauna vom fi oamenii ai dialogului și oricine ne invită sau propune o anumită chestiune, suntem deschiși să facem acest lucru, dar am spus cu onoare și cu demnitate. Îi răspund mai departe că Romanul face parte din județul Neamț. Noi nu am fost cultivați nici în Partidul Național Liberal, nici în familie, nici în școală, chiar dacă am citit în istorie de atitudinea pașalăcurilor vis-a-vis de în alta poartă. Noi avem o atitudine de respect. A respecta întotdeauna pe cel cu care discutăm, a respecta funcția, a respecta responsabilitățile care există, dar a discuta de pe o poziție corectă, demnă, așa cum spuneam, în a căuta soluții la probleme, mai ales că primarul unui municipiu nu se subordonează din punct de vedere administrativ, instituțional, nici președintele Consiliului Județean, nici prefectului. Este o persoană aleasă și are autonomia dată de această compoziție, dacă vreți, a funcției de primar. Așa încât eu cred că v-am răspuns. Întotdeauna când ne-am întâlnit, am purtat discuții corecte, frumoase, demne și respectuoase. Mai mult decât atât n-am putut. Am învățat mersul biped încă de la părinții mei și rămân la el pentru că mi se pare o atitudine, dacă vreți, plină de încărcătura unei personalități demne pentru un om. Eu nu am absolut nicio problemă să susțin toate problemele Romanului. Din punctul meu de vedere instituțional, am făcut toate demersurile necesare pentru sprijinirea municipiului Roman și voi continua să fac acest lucru. Primordial pentru mine este municipiul Roman, sunt necesitățile municipiului Roman, pentru care mă voi bate atât cu Consiliul Județean, cât și cu Guvernul României, indiferent care va fi el. Da, pentru proiectele municipiului Roman mă voi bate, dar mă voi bate cu demnitate și pentru rezolvarea
punctuală a problemelor municipiului, dar nu în alte condiții pentru a oferi altora cine știe ce satisfacții, da, care nu știu. Colegă Marciu, a doua întrebare pentru dumneavoastră și iese un pic de subiectul conferinței, dar sunt foarte mulți de Sfinții Alegători. De competiția care are loc la București, echipa PNL Neamț este între alea 26 de județe anunțate de Ludovic Orban, între alea 27 anunțate de Ușoi sau între alea 10-15 care joacă la Bucare. Iarăși, am citat din presa centrală. Am să vă răspund direct, dar am să vă răspund și la celelalte două puncte care au fost ridicate, pentru că am lăsat și pe antevorbitorii mei să răspundă. Eu în viața mea nu am jucat niciodată la două capete. Am avut o singură dată o opțiune, o singură dată am exprimat-o și pe aia am susținut-o. Despre alegerile din 17 iunie, eu, în calitate de președinte al organizației, le-am propus colegilor mei să discutăm în filială după data de 11 iunie. Dacă se discută înainte, nu este niciun fel de problemă. Dar cred că trebuie să luăm într-o ordine a priorităților. Ori alegerile parțiale, după alegerile naționale. Până pe 17 iunie se pot întâmpla foarte multe lucruri sau nu. Legat de 26, 27, 24, 10, 14, 69, ce vreți dumneavoastră, cum vreți să fie, e un singur lucru vă spun. PNL Neamț va fi întotdeauna o singură echipă și o echipă puternică la nivel național. Opțiunile personale ale fiecăruia dintre noi sunt opțiuni personale. Opțiunile politice ale filialei vor fi stabilite și votate în CDJ. Până atunci, fiecare își analizează bine conduita politică. Eu, Mugur Cosmanciuc, nu voi juca niciodată la două capete. Când mi-am dat un cuvânt, mi-l respect până la capăt. Indiferent că s-a va întâmpla vreodată, până acum nu am avut neplăcerea asta, să fiu într-o tabără mai puțin câștigătoare de moment. Timpul îmi va da dreptate. Legat de campania electorală și întrebarea puțin, de puțin mai devreme a domnului Frăsilă... Scuze, ca să vă rog, să tragem o concluzie la prima parte a răspunsului, înțeleg pentru PNL Neamț. Mugur Cosmanciuc. Nicu este mai important decât Bușoi sau Orban. Mugur Cosmanciuc consideră, și nu vorbesc despre mine la persoana a treia, ci am consideră că este mult mai important să vorbim despre Lucian Micu în roman, despre doamna a Cosmei în Bălțătești și să definim situația politică pentru a ne face câștigători în pipiric. Cred că asta este ordinea priorităților. Nu neglijez și nu consider că nu este important ce se va întâmpla pe data de 17 iunie. Nu neglijez. Însă, tot raportat la 17 iunie, cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l urmărim cu toții este ca PNL-ul de pe 18 să fie un PNL întărit. Atât. Cred că această campanie electorală a PNL-ului la Roman va fi una decentă și pozitivă. Dacă va avea parte de conotații negative, nu va fi decât o manifestare care va arăta probabil un gest de disperare. Da. Mai sunt întrebări? Nu. Primar? Da. Încă o dată vreau să mulțumesc celor trei parlamentari pentru faptul că m-au onorat astăzi cu prezența și mă susțin la această conferință de presă. Încă o dată le mulțumesc și colegilor mei, consilieri locali, care au fost alături de mine întotdeauna când am avut nevoie, atât în ceea ce privește proiectele de dezvoltare ale municipiului Roman, cât și în proiectele politice în care am fost implicați. Și sunt convins că pe data de 11 iunie primarul municipiului Roman va fi Lucian Micu. Vă mulțumesc!